Jucătorii cu cea mai ridicată cotă, George Cotigă și Bogdan Stancu, sunt curtați în această perioadă de mai multe grupări fotbalistice, atât de Liga a doua cât și a treia. După oferta de transfer a celor de la SCM Pitești, zilele trecute o altă echipă a intrat pe fir și dorește să obțină semnătura celor doi fundași mușceleni. Este vorba de teleurmănenii de la Sporting Turnu Măgurele. Echipa de pe locul 5 în seria a 3 -a își dorește să atace promovarea în Liga Secundă în acest sezon, iar Cotigă și Stancu ar fi jucătorii de care au nevoie pentru a îndeplini acest obiectiv îndrăzneț. Mai mult, oficialii echipei din Măgurele le-au propus celor doi mușceleni salarii de 3-4 ori mai mari decât au în momentul de față la câmpul lung și un contract pe o perioadă de un an și jumătate. Cotigă și Stancu, aflați la final de contract cu Mușcelenii, au declinat pe moment oferta teleormănenilor. Prima opțiune de transfer având-o în continuare echipa condusă de Alexandru Popovici, Mușcelul Câmpulung. Așa cum am anunțat în dese rânduri, George Cotigă și Bogdan Stancu doresc să continue la Câmpulung și în partea a doua a campionatului. Asta numai în cazul în care se dorește atacarea promovării la Liga a doua. Mușelul Câmpul Lung a terminat prima parte a campionatului pe poziția secundă în clasamentul seriei a treia la două lungimi în spatele actualului lider Interold Slatina și la patru distanțe de ASEA Fumați.